3500 de oameni au fost evacuați din orașul Los Rio din Chile după ce un vulcan s-a trezit la viață după mai bine de 5 decenii. Norul de fum s-a întins pe o distanță de 10 km, iar cenușa vulcanică a fost purtată de vânt până în țara vecină Argentina, unde un aeroport a fost închis. Persoanele evacuate au fost transportate în capitala chiliană Santiago.